Astăzi, în sala Agora, Casei de Cultură din Brada, a avut loc un eveniment de comemorare a unor foști conducători și specialiști ai întreprinderii miniere Barza, considerați adevărați titani ai mineritului din zonă. Evenimentul a fost organizat de Asociația Uraria Barza, iar printre cei invitați să vorbească despre valoarea umană și profesionalismul celor comemorați, s-a numărat și profesorul universitar dr. Inginer Dumitru Fodor, membru al Academiei Tehnice a României. Evenimentul organizat astăzi de Asociația Uraria Barza s-a desfășurat într-o atmosferă sobră, dar plină de încărcătură emoțională. A fost omagiat profesionalismul a trei ingineri care, de-a lungul timpului, au condus activitatea minei Barza, de unde se coordona, de fapt, întreaga activitate a mineritului de aur din România, contribuind în același timp la dezvoltarea economică a comunității brădene. O activitate atât de uriașă nu se conduce deloc ușor și nu de oricine, nu este la îndemâna oricui. Directorul Lungu Nicolae a avut o putere extraordinară, a avut și o competență profesională deosebită, o seriozitate ieșită din comun, un caracter uman de mare ținută. Obișnuiesc să spun că actul de conducere este o artă, arta conducerii, iar cei care prestează această artă a conducerii, eu îi numesc artiști. În calitate de coordonator a acestei activități, domnul Grigore Verdeș a fost distins cu premiul Academiei Române pentru cercetare geologică. Excepționalul său prestigiu profesional a fost dublat de calitățile sale de colaborator, de disponibilitatea cu care își oferea cunoștințele celor interesați. Paralel cu activitatea profesională, s-a preocupat constant de îmbogățirea colecției mineralogice a întreprinderii, care data din anii 1910-1912. Vă spune că cei trei, domnul Lungu, domnul Chiseli și domnul Verdeș, i-am luat ca model în viață și n-am greșit deloc. Printre titanii mineritului din zona Bradului comemorați astăzi a fost și tatăl fostului prefect de Hunedoara, Fabius Chiseli. Ce v-a lăsat moștenire tatăl dumneavoastră? Asta e destul de complicat să spun, pentru că a fost foarte greu să fii fiul tatălui meu. A fost o provocare de-a lungul întregii vieți. Pot să spun că a fost un reper de moralitate și de profesionalism și m-a învățat un lucru, că nu poți în lumea asta să devii ceva sau să construiești ceva atâta vreme cât nu ai coloana vertebrală bine consolidată. Și cred că asta este moștenirea principală și esențială pe care am primit-o și pe care sper să o duc mai departe. Nimeni nu este profet în țara lui, dar un lucru este cert. Acolo unde ești, acolo este țara ta și poți să o construiești așa cum ai fost învățat, așa cum ai fost pregătit și așa cum ceilalți te investesc cu încrederea lor. Cred că momentul de astăzi de la Brad este un moment esențialmente important prin faptul că readuce în discuție istoria acestor locuri, istoria mineritului și sper ca acest lucru să fie promovat și în continuare. Sper din tot sufletul ca moștenirea pe care ne-au lăsat-o cei de dinaintea noastră și mai ales consistența demersului exploatărilor aurifere din această zonă, să ne asigure că avem o moștenire de onorat și că vom fi ceea ce ne-am dorit întotdeauna, și anume o comunitate înfloritoare. Acum nu este momentul cel mai fast al existenței lui, a comunității Brad, mă refer, Brădene, mă refer, sau a întregii țări a Zarandului, din punct de vedere al realităților economice pe care le trăim, dar eu sper că inclusiv această moștenire și munca cetățenilor din această zonă să facă în așa fel încât să putem progresa și să mergem înainte.